Comment ça va? Ce mai faceți? Yes, eu sper că sunteți foarte, foarte bine. J'espère que vous êtes très, très bien, mes amis. Premièrement, je dois présenter à mon chien. Prima dată, eu trebuie să-mi prezint cățelul. El s'appelle, pe ea o cheamă, Cara. Elle aime le français. Ea iubește franceza și din acest motiv îmi pare rău, prieten, dar nu vrea să plece de lângă mine. Noi vom face astăzi ora, eu de acasă, voi de la voi acasă. On va faire le français à la maison. Vom face franceza acasă. Și cu ce începem? Să vă aud? Toată lumea știe cu ce începem? La chanson de bonjour, cântecul de bună ziua. Cântați cu mine, chantez avec moi. Un, deux, trois, et. Bonjour, bonjour, comment ça va? Bonjour, bonjour, très bien, merci. Et je suis content d'être ici avec tous mes petits amis. Bonjour, bonjour, bonjour mes amis. Bună ziua, prieteni! Continuăm prin a ne aminti ce însemna bonjour. Qu'est-ce que c'est bonjour? Toată lumea știe? Tout le monde e preparé? Toată lumea este pregătită? Bonjour, bună ziua! Dar dacă vreau să spun salut, știți cum se spune la salut în franceză? Nu sunt lângă voi, dar vă ascult! Salut! 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 Oui, Cara! Da, Cara! Salut! C'est ça! Asta este! Salut! On va continuer avec se présenter en français. A se prezenta în limba franceză. Vă amintiți de cei doi prieteni? Il était, era un garçon, un băiat. Et aussi une fille, o fată. Cei doi, le garçon et la fille, s-au cunoscut în Franța. Să vedem ce își spuneau, bine? Sunteți pregătiți? Haideți cu mine! Bonjour! Și m-a ajutat să traduc, vă rog. Bonjour, a spus băiatul, adică bună ziua sau bună. Să vedem ce răspunde fata. Salut. Salut. Ça va? Ce însemna salut? Salut. Ça va? Întreabă băiatul, adică ești bine? Iar fata răspunde: Ça va bien, merci. Et toi? Sunt foarte bine, mulțumesc, merci. Et toi? Și tu? Dar băiatul spune: Très bien, merci. Ça va très bien, merci. Sunt foarte bine, mulțumesc. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Întreabă fata. Eu știu că voi deja, prieteni, știți ce înseamnă comment tu t'appelles. Să vă aud. Ce-ați spus? Mai tare. Comment tu t'appelles înseamnă pe tine cum te cheamă, nu-i așa? Asta înseamnă.
Să vedem cum îl cheamă pe băiat. Je m'appelle Bertrand. Je m'appelle, pe mine mă cheamă Bertrand. Așa îl chema pe băiat, Bertrand. Să vedem cum o cheamă pe fată. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Laure. Băiatul a întrebat, et toi, și tu, comment tu t'appelles? Pe tine cum te cheamă? Iar fata i-a răspuns, așa cum și voi știți să răspundeți, je m'appelle, repetați cu mine, repet avec moi, repetă cu mine, je m'appelle, pe mine mă cheamă Laure, adică pe mine mă cheamă Laura. V-am promis ultima dată, dragii mei, că vom continua acest dialog. Hai să vedem ce urmează. Enchanté. Enchanté. Își mai amintește cineva ce însemna enchanté? Eu cred că da și vă ascult. Mai tare, vă rog. Enchanté înseamnă încântat, adică sunt bucuros să te cunosc, da? Enchanté. Și fata e bucuroasă să o cunoască. Tu as quel âge, Laure? Băiatul întreabă așa. Tu ai, quel âge? Cam câți ani? Laure, Laura, adică quel âge as-tu? Câți ani ai? Vă mai amintiți cum răspundeam? Câți ani am? Ia să vedem ce spune fata și apoi vom face un exercițiu. J'ai 13 ans. Eu am 13 ans. Oare ce însemna 13? Era cumva 3? Nu. 13 înseamnă 13. Dar toate aceste cifre și numere de la 0 în franceză la 20, a, van, le vom repeta chiar acum. Bun. Și sunteți pregătiți? Haideți cu mine. Eu spun o dată, tu repeți după mine. Nu-i așa? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 et 20. Très bien, Cara. Foarte bine, Cara lui. Care i-a plăcut numărul 20. Și acum, prieteni, Morișca, sunteți pregătiți? 1, 2, 3, și un, doi, trei, patru, cinci, șis, set, opt, nouă, zece. Cara vrea să facă și ea Morișca. Și un, doi, trei, patru, cinci,
7, 8, 9, 10. Încă o dată mai repede. Am corim foa, încă pluvit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 17, 18, 19, 20. 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20. Prieteni, v-ați descurcat foarte bine la morișcă și pentru că deja am învățat le numero, numerele de, de la 0 a 20, de la 0 la 20, am pregătit un mic joc. Sunt sigură că abia aștepta să-l vedeți. Attention! Atenție! Tituni, mon ami, Tituni, prietenul meu, ce animal era Tituni, vă mai amintiți? Ah, da! Tituni era un iepure! Cum se spune la iepure? Ascult! Mai tare, te rog! Lapin! Le lapin Tituni ne-a pregătit un joculeț. Și, prieteni, din cufărul său de surprize au ieșit o mulțime de numere pe care Tituni le roagă să le găsim. Ajutați-mă să le găsesc, da? Vă rog! Începem! Am! Ce era? Am! Am! Unu! Am! Unu! De. De? Cine era de? Numărul și cifra 2. Trois. Trei. Următorul. Quatre. Patru. Apoi. Cinq. Cinci. Maintenant, jouons ensemble. Maintenant, acum, on va jouer ensemble. Ne vom juca împreună. Prietenul iepuraș, Tituni, o să zică în limba franceză un număr, da? Ei bine, voi mă ajutați să-l găsesc din toate numerele de pe ecran pe care l-a ales iepurașul. Să vedem, ajutați-mă! Le 1. 1. 1. Bravo. Ha, am ghicit. Le 2. 2. 2. Bravo. Bravo. Iepurașul l-a ales pe 2. Oare ce o să le aleagă acum? Fiți atenți. Attention, mes amis. Le 4. Le 4. Adică să fie ăsta? Bravo! 4! Bravo! Și continuăm cu numerele. 6. 6. 7. 7. 8. 8. Adică 8. Și 9. Adică 9. Ultimul, 10, adică 10. 10. Maintenant, fiți atenți. Hai, să ghicim. Le 7. 7. Să fie ăsta, ăsta cred că e. Bravo. Bravo, 7. Le 8. 8, adică 8.
Bravo, prieten! Le 9. Să-l găsim și pe 9. 9. Bravo! Bravo! Deja știm foarte, foarte multe cifre. Și pentru că știm foarte multe cifre, astăzi vom învăța ceva nou. Știți, prieteni? Vă place curcubeul? Mie îmi place tare mult să mă îmbrac cu multe culori și pe lângă asta să desenez un curcubeu foarte frumos. Dar pentru a desena un curcubeu, pur desine. Pentru a desena un curcubeu arc în siel, adică cum arată curcubeul? Ca un arc pe cer. Așa se numește în franceză curcubeul. Arc în siel. Arc pe cer. Avem nevoie de... Ajutați-mă voi! Avem nevoie de culori! Ați ghicit! Astăzi vom învăța culorile. E foarte interesant și... Am deja o mulțime de culori frumoase pentru voi. Începem cu prima. O spunem în română, da? Roșu. Roșu. Ei bine, în franceză îi spunem ruj. Repetați cu mine. Ruj. Și când spui roșu, adică ruj, te gândești la rujul mămicilor voastre, da? Ruj. Roșu. Lângă roșu îl avem pe albastru. Albastru în franceză este bleu. Bleu. Apoi, lângă bleu, îl avem pe portocaliu. Orange. Orange. Portocaliu. Și lângă portocaliu vine prietenul maron. Prietenul plângăcios maron. Spuneți cu mine. Maro, maron. Maro, maron. Ei bine, înfuriat, nevoie mare, vine verde. Vert. Vert. Hai să repetăm. Verde, vert. Ruj, roșu, blă, albastru, oranj, portocaliu, vert, verde. Dar ce vedeți lângă verde? Galben. Ei bine, veselul galben, precum soarele, se cheamă jon. Repetați cu mine. Galben. Jon. Jon. Și imediat o culoare foarte frumoasă, plăcută mai ales de fetițe. Roz. Oare ce-am spus eu în franceză? Roz. Roz. Din franceză este roz în limba română. Vedeți cât e de ușor. Doar îl pronunțăm diferit. Roz. Roz. Roz, în franceză, roz, în română. Ei bine, și în Franța se poartă violet. Repete avec moi, repetați cu mine. Violet, violet este violet. Și mai avem câteva și, bineînțeles, învățăm un cântec. Vesel și frumos vine alb. Alb. Blanc. Alb, blanc. Ați auzit vreodată pe mama spunând am un blanc, nu mi-amintesc nimic? Ei bine, blanc înseamnă alb. Da? Nu mi-amintesc nimic, e totul alb. Noir, negru. Noir, negru. Parcă s-a și speriat de cât e de negru. Noir, negru. Iar dacă amesteci culoarea negru
Cu alb obținem gri. Culoarea gri. Gri. Culoarea gri. Și repetăm. Gri. Gri. Noir. Negru. Blanc. Alb. Violet. Violet. Roz. Roz. Jaun. Galben. Vert. Verde. Și ultima oară. Maron. Maro. Orange. Portocaliu. Bleu. Albastru. Și ruj. Roșu. Nu-i așa că abia așteptăm să învățăm un cântec nou despre culori? Le couleurs, culorile, en français, în limba franceză. Ei bine, dragii mei prieteni, am ales un cântecel vesel și colorat. La chanson, cântecul de couleurs, al culorilor. Haideți să-l ascultați împreună cu mine și apoi o să vă explic ce înseamnă, bine? Gata, pornim! Bleu, jaune, rouge, vert, rouge, vert. Des crayons pour créer un petit monde coloré. Bleu, jaune, rouge, vert, rouge, vert. Cine era bleu? Albastru. Să vedem ce urmează. Bleu, rouge, jaune, maron, orange, rose, orange, rose, gris, maron, orange, rose, orange, rose. Les crayons pour créer un petit monde coloré. Gris, maron, orange, rose, orange, rose. Bun. Ei bine, cântecelul zice așa. Bleu, jaune, rouge, vert, rouge, vert. Bleu, jaune, rouge, vert, rouge, vert. Des crayons pour créer un petit monde coloré. Bleu, jaune, rouge, vert, rouge, vert. Și asta înseamnă bleu, albastru, jaun, galben, rouge, roșu, e, vert și verde, de creion, creioane, pour créer, pentru a crea, un petit, o mică, monde coloré, monde, lume, coloré, colorată. Asta înseamnă fiecare vers din cântecelul nostru. Haideți să cântați cu mine, bine? Voi pune doar creioanele colorate, iar voi veți cânta împreună cu mine. Și, atenție, ne uităm la culori și cântați cu mine. Bleu, jaune, rouge, vert, rouge, vert, bleu, jaune, rouge, vert, rouge, vert, des crayons pour créer un petit monde coloré. Bleu, jaune, rouge, vert, rouge, vert, bleu, jaune, rouge, vert, rouge, vert, des crayons pour créer un petit monde coloré. Și apoi, următoarele patru creioane colorate le învățăm chiar acum. Pregătiți. Gri, maron, orange, roz, orange, roz. Gri, maron, orange, roz, orange, roz, des crayons
pour créer un petit monde coloré, gris, marron, orange, rose, orange, rose, gris, marron, orange, rose, orange, rose, des crayons pour créer un petit monde coloré. Adică gris, gris, marron, maron, orange, portocaliu, e roz și roz, de creion, creion, creioane, pur cree, pentru a face, pentru a crea, un petit, o mică, mond colore, lume colorată. Hai să ne amintim. Petit, repete avec moi, repetați cu mine, petit, mic, grand, mare, petit, mic, grand, mare, un petit, o mică, mond colore, lume colorată. Nu-i așa că vă plac culorile? Și mie îmi plac tare mult. Cu ele putem face totul mai frumos. Și cum se spunea la curcubeu, vă amintiți de la început? Arc en ciel. Repete avec moi. Repetați cu mine. Arc en ciel. Curcubeu. Arc pe cer colorat, da? Arc en ciel. Pentru ultima dată vom repeta culorile și apoi, dragii mei, vi le mai arăt pe toate creioanele mele colorate, bine? Și ochișorii la mine. Bleu, jaune, rouge et vert, rouge et vert. Bleu, jaune, rouge et vert, rouge et vert. De creion pour créer un petit monde coloré. Bleu, jaune, rouge et vert, rouge et vert. Gris, marron, orange et rose, orange et rose. Gris, marron, orange et rose, orange et rose. Des crayons pour créer un petit monde coloré. Gris, marron, orange et rose, orange et rose. Gris, marron, orange et rose, orange et rose. Acesta este la chanson cântecul de culori, al culorilor. Dar, atenție! Înainte de a ne spune la revedere, vom repeta culorile pe care deja le-am învățat. Sunteți pregătiți, da? Eu o să arăt și spuneți voi odată tare acasă și apoi zic și eu, bine? Sunt sigură că puteți, aveți încredere. Ce este aceasta? Ce culoare? Ruj. Împreună. Ruj. Roșu. Dar aceasta? Ble. Ble. Albastru. Orange. Orange. Portocaliu. Maron. Maron, maro, vert, vert, e puțin furios pentru că nu se vedea tot, vert, verde, jaune, jaune, galben, roz, roz, culoarea roz, violet, violet și apoi ultimile, blanc, alb, încă o dată, blanc, alb,
noir, s-a și speriat, noir, negru, amestec între negru și alb este gri. Încă o dată, gri. Mes amis, dragi prieteni, vreau să vă spun așa. Sunt sigură că v-ați descurcat de minune, chiar dacă nu v-am văzut, și sper că v-au plăcut culorile noastre, da? Până data viitoare, dacă aveți plăcere, ce-ar fi să desenați un arc-în-ciel? Ce era arc-în-ciel? Arc-în-ciel, un curcubeu plin de culoare. Și acum este momentul să ne spunem la revedere! Ajutați-mă să-mi amintesc cum se spune la revedere? Vă ascult! Tare, tare! Au revoir! Aveți dreptate, știam eu că ați ghicit! Au revoir, mes amis! La revedere, prieteni! Nu înainte de a cânta la chanson, cântecul de revoir! De la revedere! Au revoir, mes copains! Au revoir, mes copines! C'est le temps de se séparer! On a beaucoup appris! On s'est bien amusé! Au revoir! Au revoir, au revoir, au revoir, mes amis, la revedere, prieteni, și voi spuneți, au revoir, Valerie, la revedere, Valeria, mua, vă pupăm și eu și Cara, să aveți o zi minunată, bonne journée à tous, mua, bisous et embrasse. Bisous et embrasse. Au revoir, mes amis.